Dacă supervulcanul aflat sub Parcul Național Yellowstone ar erupe mâine, cu siguranță ar crea probleme majore în Statele Unite. Vulcanul ar putea arunca cenușe pe mii de kilometri pătrați, deteriorând iremediabil clădirile, distrugând culturile, oprind centralele electrice. Viața s-ar opri o clipă în loc. Ar fi un dezastru imens. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să începem cu toții să ne speriem. Șansele ca acest lucru să se întâmple sunt, din fericire, destul de mici. Supervulcanul Yellowstone, de mii de ori mai puternic decât un vulcan normal, a avut doar 3 erupții cu adevărat enorme în istorie. Unul a avut loc acum 2,1 milioane ani, unul acum 1,3 milioane ani și unul ceva mai recent, acum 664 de mii de ani. Și în ciuda a ceea ce se afirmă uneori în presă, nu există niciun indiciu clar că ar trebui să avem o altă supererupție în curând. De fapt, este chiar posibil ca Yellowstone să nu mai aibă niciodată o erupție atât de mare. Chiar și așa, supervulcanul Yellowstone rămâne o sursă nesfârșită de teorii apocaliptice. În septembrie 2014, o echipă de oameni de știință a publicat o lucrare în care au presupus cum ar putea arăta de fapt o super erupție Yellowstone. Printre altele, au descoperit că vulcanul ar fi capabil să îngroape în cenușă state precum Wyoming, Montana, Idaho și Colorado. Cenușa ar ucide toate plantele și animalele din zonele amintite. Sub Parcul Național Yellowstone, la o adâncime apreciabilă, există un rezervor de magmă fierbinte alimentat de o coloană gigantică de piatră topită. Căldura degajată aici este responsabilă pentru multe dintre faimoasele geizere și izvoare termale din parc. În rarele ocazii de-a lungul istoriei, acea cameră magmatică a erupt. Marea majoritate a acestor erupții din Yellowstone au fost fluxuri de lavă mai mici. Ultima s-a produs la platoul Pitchstone în urmă cu aproximativ 70.000 de ani. Însă motivul pentru care Yellowstone primește atât de multă atenție o reprezintă posibilitatea unei supererupții catastrofale. O supererupție reprezintă expulzarea a cel puțin 1.000 de kilometri cubi de material. Sau, altfel spus, 1.000 de miliarde de metri cubi. Este suficient pentru a îngropa statul Texas la o adâncime de 5 metri. Aceste super erupții sunt de mii de ori mai puternice decât cele mai mari erupții cu care suntem obișnuiți. Așa cum am mai spus, Yellowstone a avut 3 erupții cu adevărat masive în istoria sa. Acum 2 milioane de ani, acum 1,3 milioane de ani și acum 664 de mii de ani. Ultima erupție a aruncat atât de mult material încât s-a creat o depresiune cu aria de 2400 de kilometri pătrați. Este demn de remarcat faptul că Yellowstone nu este singurul supervulcan. Geologii au găsit dovezi despre cel puțin 47 de supererupții în istoria Pământului. Cea mai recentă a avut loc în zona lacului Taupo din Noua Zeelandă, acum aproximativ 26.000 de ani. În urmă cu 74.000 de ani, a avut loc erupția gigantică Toba, cauzată de deplasarea plăcilor tectonice. Acest lucru se pare că a declanșat o iarnă pe toată suprafața Terei, iarnă care a durat între 6 și 10 ani și, după unii, este posibil să fie afectat extrem de mult rasa umană. În medie, Pământul a născut câte o super erupție la fiecare 100.000 de ani. Acum, în cazul puțin probabil al unei super erupții mult mai mari, semnele de avertizare ar fi mult mai mari. Probabil am vedea mai întâi o activitate seismică intensă în întregul parc. Ar putea dura săptămâni sau luni ca aceste cutremure să rupă stâncile de deasupra magmei înainte de o erupție. Principalele pagube ar proveni de la cenușa vulcanică care ar fi aruncată la o înălțime de câțiva kilometri și împrăștiată. O supererupție ar putea îngropa munții stâncoși,
devastând zone mari din statele Wyoming, Idaho, Colorado, Montana și Utah. Oricare din aceste scenarii ar avea un impact devastator. Cenușa vulcanică este capabilă să omoare oameni, plante, animale și să distrugă clădirile. Chiar și câțiva centimetri de cenușă pot distruge fermele, înfunda drumurile, pot provoca probleme respiratorii grave, bloca liniile de canalizare și chiar scurtcircuita transformatoarele. Călătoriile aeriene ar trebui să se oprească în mare parte din America de Nord. O erupție vulcanică atât de mare ar avea de asemenea efecte majore asupra climatului global. Vulcanii pot arunca în aer cantități imense de sulf, care ar reflecta lumina soarelui înapoi în atmosferă, răcind clima. Când a erupt vulcanul Pinatubo în anul 1991, planeta s-a răcit cu aproximativ 1 grad Celsius timp de câțiva ani. Erupția vulcanului Tambora din anul 1815 a răcit suficient planeta pentru a produce daune culturilor din întreaga lume. Și acestea au fost erupții relativ mici în comparație cu ceea ce ar fi capabil, în teorie, supervulcanul Yellowstone.